They don't wanna see us. Whole Junior Mafia clique dressing up trying to be us. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires, 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 millionaires. Muzica ta, nu a lor. Talk show direct cu Lucian Danciu. Vă salut, dragi prieteni, sunteți pe 102,2 și ascultați Napoca FM. Eu sunt Lucian Danciu și vă spun în primul rând la mulți ani. Să aveți un 2020 sau 2020, cum vă place, așa cum vi-l doriți. Chiar dacă sunt convins de la fiecare individ la altul, dorințele diferă. Prima emisiune din acest an, invitat în această emisiune primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Ionel Boc. Bună dimineața, la mulți ani! La mulți ani, ne v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. La mulți ani tuturor clujenilor, un an cu bine și să ne vedem sănătoși. Așa, ca o caracterizare, 2019 și nu mai vorbim de trecut, numai de viitor. Cum a fost 2019? Bun? Care a reconfirmat statutul Clujului ca oraș magnet, o reconfirmare internă și internațională prin premiile obținute. Am văzut că și Institutul Național de Statistică a reconfirmat faptul că este primul oraș după București din România din toate punctele de vedere și din perspectiva PIB-ului, adică contribuției la bugetul public național, și din perspectiva PIB-ului pe cap de locuitor, suntem primul oraș după București. Și de asemenea, așa cum am spus, un oraș care atrage și să ține minte ce sublinez acum, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a nu coborâ dimensiunea de calitate a vieții la Cluj-Napoca. Clujul astăzi este în atenția națională și internațională prin calitatea oamenilor, în primul rând, și doi, prin calitatea vieții. Sunt cele două elemente fundamentale care mențin Clujul și din perspectiva atractivității pentru locuri de muncă mai bine plătite, dar și pentru ceea ce înseamnă să-ți întemezi o familie, să ai un spațiu în care să te bucuri de viață, la fel poate ca și în multe orașe din Uniunea Europeană. Și deci asta este cea mai mare realizare, că am reconfirmat și consolidat acest statut al Clujului de oraș de referință în România și în Uniunea Europeană. Și cred că suntem pe locul 2 după București în ceea ce privește aglomerația inerentă unei dezvoltări la nivelul ăsta. Am văzut discuția despre calitatea aerului, pentru că asta este o consecință directă a traficului și exact a altor elemente care contribuie la poluare. Și am cerut ieri oficial de la Agenția de Protecție a Mediului datele statului român pentru 2019 pentru Cluj-Napoca, pentru a vorbi cu documente pe masă. Le-am primit în această dimineață, abia am apucat să le citesc pe mașină în timp ce veneam spre emisiune. Și, în esență, răspunsul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj este următorul. În anul 2019, în municipiul Cluj-Napoca, stațiile automate de monitorizare au înregistrat 14 depășiri la indicatorul particule materiale cu diametru mai mic de 10 microni, adică este partea aceea care ține de praf. Da. În esență, spun așa. Care nu se vede, dar se simte. Iar în lege sunt admise un număr de 35 de depășiri. Deci, este un pic grav, dar nu suntem în afara legii, suntem încă în limitele legii admise, adică în limitele, în marja permisă de lege cu privire la acest indicator. Deci, sunt permise 35 de depășiri. Am avut 14 depășiri pe parcursul anului. Asta spune oficial statul român. În al doilea rând, și o depășire a medii orare la indicatorul dioxid de azot, adică este gazele de eșapament de la mașină, da, în esență. Legea spune că sunt admise un număr de 18 depășiri la indicatorul dioxid de azot. Deci, cu alte cuvinte, nu e foarte bine, dar nici nu suntem în afara dimensiunilor legale. Asta este ceea ce are statul român prin stațiile de măsurare stabilite de către statul român, prin Agenția de Protecție a Mediului, care măsoară în fiecare moment și publicul este informat în timp real despre calitatea aerului prin intermediul panoului informațional amplasat în fața sediului Agenției de Protecție a Mediului Cluj. În fiecare moment, acolo... Știu, am văzut, se vede și din mașină. Deci, asta este situația reală pe care o avem, deci nu impecabil, dar nu suntem în afara limitelor legale. Și asta pentru că în continuare toată politica municipiului este exactă exact pe acest domeniu. Cum să combatem poluarea, cum să creștem calitatea vieții prin
transport public nepoluant. Și astăzi mai mult din flota de transport public, mai mult de jumătate, este nepoluantă. Am mai achiziționat încă 50 de troleibuze noi, pe lângă 41 de autobuze electrice, vom achiziționa încă 12 tramvaie, tocmai pentru a încuraja dimensiunea nepoluantă. Avem peste 100 de hectare de parcuri noi în construcție și în finalizare în Cluj-Napoca. Vom finaliza și anul acesta parcul dintre lacuri, dar vom începe lucrările la... La terenuri, la terenuri, până la urmă, la să încep. Feroviarul, sigur că da. La parcurile din Zorilor, din Bună Ziua, la parcul Est, deci peste 100 de hectare. Am plantat și vom planta sute de arbori cu baloți în continuare în oraș. De altă parte, ar fi bine, acum nu știu în ce măsură e atribuția primăriei să oprim un pic tăierile astea de păduri Hoia Făget. Evident că noi, unde avem proprietate și unde suntem, suntem draconici, adică respectăm în integritate. Unde sunt pe proprietăți private, acolo noi nu putem interveni, că nu avem competența legală, alte autorități ale statului au regimul de a verifica și controla. Și evident că am susținut și voi susține cu toată convingerea toate aceste măsuri de a împiedica orice dimensiune și activități ilegale. Noi protejăm spațiile pe care le avem în domeniul public. În Făget, de exemplu, dorim să mergem anul acesta cu un proiect prin care să creăm păduri parc. Adică în interiorul pădurilor pe care să le conservăm, dar să creăm spații de plimbare, de agrement, gen amenajări în interiorul pădurilor. Și deja în Făget avem demarat un asemenea proiect, după cum și pădurea Hoia la fel este 0264585888, telefonul la care ne puteți apela. Să domeniul trafic, ca să închidem discuția, în 2020 se vor termina 4 parkinguri. Alea se gata în proporție în număr de 1.253 de noi locuri de parcare se vor finaliza anul acesta în Cluj-Napoca, parkingul HD-ul, primăverii 20, primăverii 8 și Mogoșoaia, repet, sunt și vor fi finalizate. De asemenea, modernizarea străzilor precum Bună Ziua, precum Regele Ferdinand, strada Molnar Pior, prima stradă smart din România și începerea lucrărilor la Bulevardul 21 Decembrie, la Piața Blaga, sunt alte spații care vor crește calitatea vieții la Cluj, pentru că ele pun accent pe alternativa la mașină, pe transport nepoluant, pe încurajarea mersului cu bicicleta, pentru conectarea pistelor de biciclete din oraș, adică pe acea dimensiune care, repet, se ducă la creșterea calității vieții. De asemenea, în toate construcțiile urbanistice sau proiectele urbanistice, condiția a celor 20 de minute de mers pe jos, ai toate facilitățile și utilitățile de la școală, crește grădiniță, ca să nu fii nevoit să mergi cu mașina dintr-o parte în alta, este de asemenea avut în vedere. Și nu în ultimul rând, continuarea proiectelor majore, care înseamnă centura metropolitană și după aceea metrou și trenul metropolitan. Sunt proiecte mari, pe termen mediu. V-ați gândit în ceea ce privește urbanismul și dezvoltarea? Pentru că raportul UNCA, raportul cerere-ofertă, este mai mare cerere decât oferta de spații de locuit, cel puțin. V-ați gândit să nu mai dați autorizații, să nu mai lăsați să construiască până când nu e rezolvată infrastructură? Și... Nu că ne-am gândit și facem asta. Uitați-vă la Bună Ziua, 3 ani de zile a fost blocat orice demers urbanistic în Bună Ziua până când nu s-a început supralărgirea străzii și realizarea modernizării ei. Fost blocat. În Borhanci avem blocată orice autorizație de construcție peste 20 sau 25 de apartamente pentru a se supralărgi strada și intersecția de la Bună Ziua, și din când vin din Bună Ziua, dar și ieșirea din Borhanci spre Gheorgheni. Acolo unde cifrele sunt critice, evident că trebuie să luăm asemenea decizii pentru a putea, adică nu sunt blocate, dar sunt aprobate autorizațiile, se pot face studiile, dar autorizația se dă doar după supralărgirea străzii, așa cum s-a făcut și în cadrul Bună Ziua. Am câștigat chiar în instanță. Amintiți-vă că două blocuri mari de câte 10 etaje au fost oprite de către mine personal, chiar m-am asumat acest lucru, au fost dat în judecată de investitori și am câștigat în instanță arătându-le că se depășește capacitatea de la 96 la 108 sau 114 pe Bună Ziua și două blocuri de 10 etaje nu s-au făcut până și nu au noi stat autorizație de construcție, chiar dacă am fost dat în judecată. La fel, acum sunt dat în judecată pentru toate proiectele în care vrem să construim parcuri și parkinguri în oraș, pentru parcuri noi. Sunt hărțuit de fiecare dată, la fiecare pas. Dar care e problema? Deținătorii de terenuri? Evident, de exemplu, nu am nimic cu niciunul dintre ei, pentru că am spus că eu servesc interesul public și dorim să găsim un parteneriat între interesul public și interesul privat. Dar parcul pe care vrem să-l facem în Zorilor, fiecare pas, fiecare aviz de oportunitate, fiecare studiu de fezabilitate, fiecare element de puz, mi este atacat în instanță de către investitori pentru a împiedica să realizeze primăria un parc în cartierul Zorilor. Bun, dar aia dacă terenurile alea, dacă au proprietar.
au proprietari, dar așa nu mai facem niciun parc niciodată în orașul acesta, nu mai facem niciodată nicio creșă, nicio grădiniță, facem numai blocuri. Și ce am făcut? Adică eu încerc să țin să apăr cât pot de mult interesul public. Instanțele de judecată sper că vor fi și ele solidare cu interesul public, pentru că altfel vom ajunge să nu putem menține orașul sub control. Acum vin de la Comisia de Circulație, la emisiunea dumneavoastră, mai este încă în lucru. A spus foarte clar acolo, orice proiect pe care îl aprobăm trebuie să țină cont de realizarea unui echilibru între interesul public și privat. Noi trebuie să construim un oraș pentru oameni, nu pentru profit. Și spun asta de fiecare dată, înseamnă că investitorii nu sunt opriți, dar trebuie să facă în limitele în care nu afectează calitatea vieții, nu afectează, ce să spun, viața clujenilor peste ani de zile de aici înainte, în condițiile în care... Apropo de Vorhanci, ce se va întâmpla cu cei care vreo 70 de deținători de terenuri care vor să-și facă case? Deci, documentațiile se fac, merg mai departe, avizele de construcție se dau după supralegirea străzii, la fel ca pentru toată lumea. Și primăria are blocat acolo un proiect, nu este în afara cadrului legal, nici primăria, pentru că avem acolo în plan de realizarea unui cartier de locuințe, dar până când nu se poate decongestiona partea de trafic, ci noi suntem legați de aprobarea prin lege a predării către primărie a acelei suprafețe de teren și nici USAMV-ul nu poate să-și facă proiectul de dezvoltare universitară, de cercetare, până când nu se supralegă. Ce șanse sunt ca la nivelul anului 2020 să se rezolve? Guvern nou acum... Guvernul a dat semne foarte serioase, pozitive pentru Cluj-Napoca, pentru prima dată după mulți ani de zile. Nu ne-a mai fost luați bani din bugetul local. Chiar la sfârșitul anului am primit 6 milioane de lei pentru prima dată după foarte multă vreme. Partea de centură metropolitană s-a deblocat rapid, s-a aprobat varianta finală. Se continuă demersul pentru obținerea vizelor, în special cel de mediu, care e cel mai complicat, deci am simțit un sprijin în partea aceasta. Deci nu pot să spun că ați văzut cu partea care ține de Universitatea de Muzică, de realizarea unui sediu, s-au aprobat banii necesari pentru a se realiza un nou sediu pentru Academia de Muzică. Deci există o anumită preocupare față de Cluj, mai bună decât până acum, dar până la proba contrară. Deocamdată aceste lucruri merg în direcția respectivă, așteptăm finalizarea pentru ceea ce înseamnă, repet, terenul din Borhanci. Da. Și sperăm și sprijin pentru ceea ce va însemna, de exemplu, dotarea unor importante instituții în mijlocul orașului. Deci cum este sediul de la înmatriculări din Gheorgheni? Paralizează o jumătate de cartier prin faptul că acolo zeci de sute de oameni zilnic vin acolo cu mașinile pentru matriculare și pulverizează practic viața și calitatea vieții unui cartier. Aici am apreciat efortul pe care domnul prefect nou instalat împreună cu colegii de la Consiliul Județean, împreună cu colegii mei de la primărie, caută și lucrează la soluții alternative să scoatem din interiorul unui cartier al orașului un sediu pentru o instituție a statului român, care normal n-are ce căuta în mijlocul unui cartier, un sediu de matriculare a mașinilor. Dar trebuie să fie căutate soluții în afara cartierelor și nu în mijlocul lor, așa cum este în Gheorgheni. Dau doar un exemplu și mai sunt și altele în care trebuie să găsim soluții împreună cu celelalte autorități ale statului, să colaborăm și din acest punct de vedere am apreciat interesul noului prefect, pot să spun că aceeași relație de colaborare foarte bună am avut-o și cu vechiul prefect în rezolvarea problemelor de interes local sau județean, dar am observat dimensiunea mai nouă, mai dinamică a noului prefect de a găsi soluții, pentru că avem nevoie să colaborăm. Serviciile deconcentrate nu sunt sub ordinea primarului, sunt în coordonarea prefectului, pentru că este reprezentantul guvernului în teritoriu. Și atunci Consiliul Județean, primărie, prefectură, doar împreună pot să găsească... Licitația pentru metro. Aici blocată pentru moment de contestație. Eu spun. Nu spun că e blocată, spun că urmează procedura legală. Contestația face parte din procedura legală. Instanța de judecată va tăia nodul gordian și va spune cui trebuie să îi se... Ce s-ar putea face în chestia asta cu contestarea licitațiilor ca rezolvarea sau răspunsul să vină mai repede un pic? Aici, dacă fiecare autoritate a statului și-ar respecta termenul, nici n-ar fi așa grav. Dar, de exemplu, la CNSC, în loc să ne dea în 20 de zile, ne-au dat 50 de zile răspunsul. Da? Deci de acolo deja ne-au dus o lună în decor. Acum, la instanță, sper să se respecte termenul, cred că e de 35 sau 40 de zile, să se respecte în 40 de zile, știi, ai un răspuns final, gata, știi în ce direcție mergi. Deci, primul lucru ar fi ca fiecare să-și respecte termenele pe care le-a prevăzut în lege și ăla ar fi un prim pas pentru a evita blocajele majore. Deci, undeva la sfârșitul lui februarie vom avea un decident. Pe de o parte, pe de altă parte, și termenele astea sunt niște limite maxime, până în 30, până în 60 de zile. Eu am văzut foarte multe situații mai complexe. Una este că contești o licitație că ai cumpărat, știu eu,
marcaje rutiere. Una este să faci o licitație de 10 milioane de euro pentru metro și tren metropolitan, studii de fezabilitate. Deci da, sau am cumpărat mașina, apropo, pentru ștergerea grafitiului de pe pereți, da? Costă o anumită sumă de bani. Și ieri am făcut o probă și este de succes, mă bucur că funcționează și suntem primii din România și în acest domeniu, unde avem o instalație specială și ce trebuie să știe clujenii, că e nepoluantă. Nu e niciun fel de substanță chimică implicată în curățirea zidurilor, a monumentelor, a marcajelor, a semnelor de circulație și vom putea încetul cu încetul să readucem Clujul acolo unde... Avem un prin telefon, vă rog să vă puneți căștile. Doamna Nicoleta, bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, la mulți ani și dumneavoastră! V-am sunat să vă amintesc de gară, v-am sunat să vă amintesc de oasele în intersecție cu muncii și să revin cu o altă sugestie. Știu că nu îi ține de, neapărat de dumneavoastră, dar puteți să sugerați să se modifice un pic abonamentele CTP pe zona metropolitană. În ideea în care eu sunt obligată să iau abonament pe partea metropolitană plus o linie de oraș, care e 140 de lei și mi se pare un pic cam mult. În ideea în care mă condiționează să folosesc în oraș o singură linie. Am înțeles acest lucru. O să discutăm la nivelul conducerii companiei de transport public să vedem cum putem îmbunătăți această propunere pe care o faceți. Bun. Mulțumesc, doamna Nicoleta, și pentru susținerea. Mulțumim. Colaborării cu noi prin ideile și propunerile pe care... No, acum, doamna Nicoleta are încă de anul trecut două probleme. Mulțumim, la revedere. La revedere. Zona intersecția Oașului cu Bulevardul Muncii, care spune dânsa că prin niște modificări care s-ar pot face acolo, s-a lărgit și atunci n-ar mai strangula, este că se produce adevărat o strangulare. Este prevăzută în modernizarea pentru 2020 și vor fi făcute lucrările conform avizului Comisiei de Circulație. Avem un alt telefon? Nu încă. Nu încă. Bun. Până... Creșurilor, vreau să știți că eu era un subiect important. Au fost terminate 90 de locuri în 2019, vor fi terminate alte 90 de noi locuri în 2020, finalizarea de pe Grigore Alexandrescu, aș vrea să știți, în 2020. Deci în fiecare an, practic, de 90 de locuri noi în creșe au apărut și asta înseamnă, în primul rând, respect pentru clujeni, pentru și pentru problemele cu care se confruntă, dar și un efort substanțial din partea administrației locale, pentru că acele locuri de creșe, repet, înseamnă și personal, înseamnă și cheltuielile aferente întreținerii, înseamnă și realizarea construcției și asta înseamnă o alocare cu prioritate. Corect, pe de o parte. Pe de altă parte, înseamnă un mare sprijin ajutat, adus familiilor tinere. Așa este, pentru că acest oraș are acest mare avantaj de a avea oameni de calitate. Este cea mai mare calitate a acestui oraș, de a avea oameni potriviți. V-ați propus un tur de forță puternic în care să crească într-un fel sau măcar să sprijiniți și partea privată să crească numărul de locuri în creșe, pentru că de fiecare dată toamna e problema. Noi nu putem decât să încurajăm și să avizăm construcții dacă sunt, și am făcut de fiecare dată aceasta, unde s-au propus realizarea de creșe private sau credințe private, noi le-am aprobat. Partea care ține de avizare ține, evident, de autoritățile statului și de către investitori care trebuie să se pună în acord cu prevederile legale. Să știți că și noi trebuie să respectăm legea până în dinți când acredităm o creșă sau o grădiniță. Din acest punct de vedere, da, sprijinim în materie de dimensiune urbană, de avizare, de construcții, dar partea care ține de autorizare, repet, este în altă parte și e împărțită sarcina între investitor și autoritatea statului care dă ultima dată. Și primăria, ca să construiască, și o să-mi răspundeți după ce luăm un telefon, care e marea problemă? Lipsa banilor sau lipsa terenurilor? Păi, tocmai să vă spun că în fiecare an construim câte 90 de noi locuri în creșă. Unele prin extindere, altele prin creșe noi. Și găsim soluții pe locații existente să putem mansarda și atunci să creăm o locație să crească numărul de locuri. Cum este în Someșeni, acolo mai avem o locație nouă unde putem să construim. Bun, încă un telefon, domnul Ionuț. Bună dimineața, la mulți ani. Bună dimineața, la mulți ani. La mulți ani. Vreau să vă sesizez, este o groapă, domn primar, în sensul giratorul ăsta de la Iulus Mall, cum este la aia semenic acolo, în sens, Waze-ul o dă de vreo 3 săptămâni.
imensă, domnul primar, dar nu o vede nimeni, deci am dat eu de 4 ori în ea. E în regulă, colegii mei și-au și notat acest lucru. Deci de 3 săptămâni, mai este una înainte vis-a-vis cu Dimitrei Cantemiri, are la semaforul ăla. Și dacă spui Waze-ul și o găsești în Cluj, groapa aia, dar nu înțeleg, dar imensă. Mulțumesc pentru această sesizare, se va interveni de către RADP cât mai repede cu putință, chiar dacă... Și iar eu am o problemă cu gunoi, pe romul ăla de acolo la noi, deci să știți, îl ridică, lasă mizerie, nu îl pune separat, degeaba la adunăm, vă spun. Nu rup tușile de la punctul ăsta nostru care l-avem, le-am dat cheiță la numărul 25 vorba. Așa. Eu nu înțeleg, deci nu se poate cumva interveni asupra lor să... Plus că le iau la 7:30, 8 și acum. Ieri am fost mașina de gunoi pe Brâncuș, blocat toată circulația la 8:20. Mulțumesc pentru sesizarea. Bine. Bun, domnul Ionuț. Sănătate. Un an frumos. Da. Și cu colectarea asta selectivă, dacă nu ne ducem până la capăt... Aici lucrurile s-au mai îmbunătățit, fără să fiu mulțumit de ce se întâmplă în teren. Da. Acum, de exemplu, cu braze de Crăciun, astăzi, mâine, poi mâine, până duminică, oamenii pot să depună la punctele gospodărești brazii. Îi ridică gratuit primăria. După care, de luni încolo, cetățenii care nu și-au dus brazii din casă, pot să-i ducă la cele două centre mari care sunt gratuite, unul din Mărăști, unul din Mănăștur, unul de sub podul din Mărăști, altul de capătul Mănășturului, le duc gratuit și primesc acolo, sau să cheme firma de acasă, cheme firma și firma îl duce gratuit contra unei sume modice. Dar am spus, uite, acum în weekendul ăsta facem o campanie gratuită, tocmai ca să ajutăm oamenii să nu mai rămână la punctele gospodărești, brazii fiecare. Stivuiți acolo. Și cum vrea. Creăm o campanie, haideți, noi vă punem la dispoziție gardul de a-i colecta gratuit și ei să se conformeze din această privință. Deci e un mijloc prin care mergem mai departe. Vom continua și în 2020 proiectele sociale importante, precum ajutorul pentru plata chiriei persoanelor cu venituri mici, îngrijirea la domiciliu pentru bătrâni, îngrijire stomatologică pentru cei cu venituri reduse, partea care ține de abonamente pentru elevi, studenți și pensionari. Vom continua această politică în continuare, pentru că e o modalitate, în primul rând, de a încuraja transportul public și de a pune alternativa la mașină, și dacă ne gândim la tineri și la studenți, dar și la pensionari, pentru că orice trebuie să facem să descurajăm transportul cu mașină în acest oraș. Da, mai avem un telefon, domnul Gheorghe, bună dimineața, la mulți ani, domnul Ghiță. Bună dimineața, la mulți ani, noi fericit, salutăm și pe domnul primar. Am avea o întrebare pentru dânsul. Vă rog. Noi avem o clădire cumpărată din 2003, tot pentru azil de bătrâni, și nu reușim în colonia Beca să putem obține autorizație nicicum. Pentru ce motiv? Pentru ce motiv vi se refuză autorizație? Care e răspunsul scris al primăriei? Alo? Eu vă aud foarte bine. Întrebarea mea este, care e răspunsul pe care l-ați primit de la primărie? De ce nu se poate autoriza? Am avut un certificat de urbanism favorabil, domnul primar, și Așa. Nu s-a terminat în timp proiectul, și pe când am depus pentru autorizație, nu ne s-a mai dat autorizația. Pentru ce motiv? Au spus că s-a schimbat podul în zonă și nu se mai poate da. Bun, trebuie să vă consultați cu specialiștii, cu un arhitect sau cu specialist în urbanism, care să caute soluția legală prevăzută de lege care permite realizarea construcției respective. Pentru că trebuie să găsiți o soluție legală. Eu știu, dar trebuie un arhitect să vă spună, uitați, cadrul legal este acesta, ca să puteți primi aprobare, trebuie să faceți asta, nu știu, un pud nou, un pus modificator, n-aș putea să vă spun decât dacă un expert vine și spune, primăria vă poate aproba dacă face aceste lucruri, dacă dumneavoastră faceți aceste lucruri. Deci am avut certificat de urbanism. Dacă au expirat documentațiile vechi, evident că primăria n-are ce să facă dacă documentele nu le-ați emis, nu le-ați depus spre aprobare în timpul valabilității lor. Când cereți nu era valabil când a depus-o în primar. Păi asta vă spun, că dumneavoastră mi-a spus că a expirat valabilitatea puzului. Dacă a expirat valabilitatea lui, înseamnă că trebuie să faceți. Am greșit eu. Mai era 2 luni de zile până să expire și l-am depus înainte. Bun, repet, un expert trebuie să vă spună ce se poate face. Și atunci noi vă sprijinim în cadrul legal, că doar cine Dumnezeu să aibă pentru că zona,
e foarte bună. Da, dar trebuie să faceți în conformitate cu ce spune planul urbanistic general. Asta trebuie să faceți și arhitectul trebuie să spună. Asta trebuie făcut. Eu nu, nu aș putea să vă spun decât că sprijinim orice mai ales construcția de azile de bătrâni, bineînțeles că sunt binevenite în orașul nostru, numai că ele trebuie construite în concordanță cu prevederile din planul urbanistic general sau și a planurilor urbanistice zonale aprobate în zona respectivă, conform prevederilor legale. Bun, deci interesați-vă de la arhitect ce probleme sunt și eu vă repet, de la primărie n-am nicio problemă să spun colegilor mei să trateze cu maximă celeritate solicitarea dumneavoastră. No, că nu avem și fundația făcută și avem foarte multe cerințe, noi tot am mai plasat la unii la altul, dar cerințe enorm de multe. Cerințele sunt ele din lege, că noi nu le putem ignora. Am legea înțeles, trebuie să o aplicăm. Noi suntem pus să aplicăm legea, nu să o schimbăm, din nefericire, schimbarea legii o face okay. Doar Parlamentul sau Guvernul prin ordonanță de urgență. Mulțumim, domnul Gheorghe, zi frumoasă! Mergem mai departe. Domnul primar, până când se rezolvă cu metrou, până când se rezolvă cu centura metropolitană, mai așa specialiștii dumneavoastră din primărie sau din afara ei, că până la urmă toți trebuie să ne punem mintea la contribuție cu idei să salvăm situația sau măcar să o ameliorăm vis-a-vis de aglomerația generată la Cluj, sigur, cu precădere la intrările și anumite intrări și ieșiri. Mă gândesc aici la Florești, scurt, mă gândesc la Baciu. Parcurile acestea, parkingurile Park and Ride și cel puțin la aeroport, lucrurile sunt mai avansate de a realiza cel de acolo. Doi, realizarea de parkinguri noi, patru vor fi terminate anul acesta cu 1250 de noi locuri de parcare. Trei, continuarea desfințării garajelor în oraș. Gândiți-vă că anul trecut am desfințat vreo 1000 de garaje sau creat vreo 1200-300 de locuri de parcare noi. Deci, de exemplu, în Gheorgheni mi-am amintesc că din 500 de locuri de garaje, din 500 de garaje s-au creat 610 locuri de parcare. Sau 670 de parcare. Deci se câștigă partea aceasta de 4. Continuarea benzilor dedicate pentru transportul în comun, extinderea lor, pentru încurajarea transportului în comun, ca soluție alternativă. 5. Modernizarea spațiilor publice astfel încât ele să fie atrăgătoare pentru cetățeni ca să utilizeze mijlocul alternativ la mașină. Uite, și dimineața aceasta, deși au fost minus, cât de jos, minus 10, erau minus 14 când am venit pe la 7 și un sfert de acasă din Zorilor, am mers pe jos, face bine și la sănătate, chiar dacă sunt minus 14 grade, repet, dacă starea de sănătate îți permite să nu fii răcit, că nimeni nu cere să mergi, mai ne schimbăm un pic și noi modul de atitudine, pentru că mă refer în special la tineri, din nefericire, ultimul raport al Comisiei Europene arată că România are cea mai înaltă rată de obezitate la tineri, la adolescenți din Uniunea Europeană. Paradoxal, nu la persoanele mature. La tineri și adolescenți este cea mai mare rată de obezitate. Deci trebuie să găsim și aici modalități de a încuraja formele de mișcare, de sport, de alternativă la sedentarism sau la statul numai în fața calculatorului printr-o politică educațională coerentă. Și terenuri de sport în cartiere. Măcar să echilibrăm un pic raportul terenuri de sport crijmă, iertați-mi expresia. Ce-s bătălia mea cu directorii de școli să țină curțile deschise? Că pun lacătul la 4 când pleacă acolo. Acum cam 80% dintre școli respectă ceea ce le-am cerut să țină curțile școlilor, inclusiv în weekend deschise. Iar anul viitor, adică anul acesta, vreau să extindem pe scară largă proiectul acela Sport în curtea școlii, pe care le facem în fiecare sâmbătă și duminică, da. Organizat în care copiii să fie cât mai mulți antrenați în mici activități de divertisment, de mișcare cu familia, stai la o poveste, un pic de dans, un pic de mișcare, lucruri care să fie atractive, ca acolo se vine cu trotineta, cu bicicleta în curtea școlii, să se creeze spații pentru fotbal, pentru basket, pentru tenis, pentru toate sporturile acestea care generează un pic de mișcare și scoate pe copii din sedentarism. Pentru că o mare preocupare. Eu vă spun sincer, am o mare grijă. Trebuie să le dăm alternative. Dacă nu le dai, vor sta în fața calculatorului, vor crește, vor merge. Deci două lucruri. Nefiind teren de sport, vor merge pe terasă, la bere și gata. Aveți perfecte dreptate. Sunt trei dimensiuni mari la care trebuie să lucrăm. În primul rând, pe dimensiunea educației. Școala trebuie să fie adaptată la educația secolului în care trăim, digitală. Lumea e digitală, deja copiii sunt digitali, digital aproape, sistemul nostru educațional încă nu ține cont de digitalizare așa cum ar trebui și să pregătim copiii pe baza aptitudinilor viitorului, nu pe baza cerințelor din trecut, adică să-i pregătim pentru viitor, nici măcar pentru prezent, ci
pe baza unor abilități pe care viața actuală le cere. Acum, abilitățile care trebuie să le dezvoltăm la copii sunt mai mult acelea de creativitate, de a învăța cum să învețe, de a lua decizii, nu de a memora și a de reproduce, care erau pe vremuri abilitățile de bază. Acum alea s-au cam terminat, pentru că acum apeși două taste, ai toate informațiile pe telefon și pe computer. Asta însemna o reformă curriculară, dar și de mentalitatea noastră să încurajăm această dimensiune. A doua pe educație este partea care ține de mișcare. Pentru că gândiți-vă, e situație de câștigă toată lumea. În primul rând, un copil sănătos înseamnă că va fi un adult sănătos și mai puține cheltuieli pentru sistemul de sănătate. Da? Din standard. Asta e investiție lucru. În viitor, clar, nu pot să spun nimeni. E avantajoasă și eficientă 100% pe viață. Și a treia chestiune, mâncare, atenție la fast food, atenție la modul acesta care duce spre obezitate și din alimente. Deci sedentarismul cu partea de alimente creează combinația aici, fatală aici pentru ceea ce înseamnă și educația sau lipsa ei. Dar noi avem datoria să vorbim, să facem și să stabilim lucruri concrete pe care să le implementăm. Pentru că dar altfel, și posibilitățile financiare. Că aici în limita posibilităților financiare existente, de aceea de a încuraja partea aceasta de hrană alternativă sănătoasă. Cu aceiași bani poți să ai hrana sănătoasă dacă te preocupă acest subiect. La cantine, la locurile publice, În educația părinților, trebuie să gândim aceste lucruri și să le promovăm, pentru că e vorba de viitorul nostru. Știu niște situații nostru. În care și-au făcut calculul și au aplicat și nu cu aceiași bani, cu mai puțin bani. Bun, e mai complicat pentru că trebuie să te preocupi subiectul, de alergat, dar de alergat să le cauți subiectul acesta produsele. De educație, mișcare, masă, atenție, trebuie să stea în ecuația fiecare dintre noi, ca părinte în primul rând, ca profesor în primul rând, în al doilea rând și ca societate în al treilea rând, ca politică publică pe care un oraș împreună cu ceilalți stakeholder din societate să o facă. Și sper ca și 2020, când m-ați întrebat de ce e Clujul ceea ce este, este pentru că e un ecosistem sănătos. Adică oamenii în acest oraș, împreună cu autoritățile, cu firmele, merg în relație de colaborare, nu relație de egoism sau de egocentrism, în care unii sunt cei mai importanți, de începând cu primarul, nu. Toți împreună putem duce orașul mai departe la o calitate a vieții mai bună. Iar acest ecosistem care s-a creat la Cluj, spun eu că este cheia succesului din momentul de față, faptul că sunt în IT, în sănătate, în servicii, în serviciile bancare, în divertisment, sunt ecosisteme care toate trag la același obiectiv de a crește calitatea vieții. Da, trebuie să ne oprim aici, domnule primar. Mulțumesc. Vom continua discuția noastră și sper joia viitoare că avem multe de făcut în 2020 și dumneavoastră și acum, noi. Și noi. Bugetul vom pune într-o primă formă în dezbatere publică săptămâna viitoare, urmând ca maxim 45 de zile din data de 7 ianuarie să fie aprobat conform legii. Prioritățile deja, o parte dintre ele le-am discutat, dar mare, așa cum am spus, calitatea vieții la Cluj, deci digitalizare și debirocratizare, infrastructură și de congestionare traficului. Da, eu sper poate și chiar înainte de martie. Da, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, dragi prieteni, ne oprim aici. Eu vă aștept mâine dimineață la aceeași oră, 10. La Talk Show Direct. Lucian Danciu, zi frumoasă!